Bine te-am găsit, draga mea urmăritoare! În acest tutorial am să îți prezint aceste modele de unghii tehnice de vară. Eu sunt dascăluionela Ana și în continuare te invit să rămâi alături de mine pentru a viziona întreg tutorialul. Încep cu aplicarea unui gel foarte pigmentat negru pe tipsul meu. Îl polimerizez la lampă. Apoi voi folosi Paint Gel Pink Dress de la Noblesse. Iată! Îți vine să-l mănânci. Cu o pensulă limbă de pisică voi face o umbră, o urmă, un design. Apoi, după ce polimerizez gelul roz, voi folosi Paint Gel Light Blue de la Noblesse. Este un albastru splendid. Procedez la fel și cu el. Îl polimerizez la lampă. Aplic apoi un top coat mat. De asemenea, îl polimerizez la lampă. Iar apoi urmează să folosesc Paint Gel White de la Noblesse, care este un gel 3D de pictură. Am degresat tipsul de la topul mat și încep să pictez cuvântul romantic. Draga mea urmăritoare, nu uita că pe site-ul Noblesse ai o reducere de 10% la comenzi dacă folosești codul Ionela în secțiunea cod reducere voucher. Însă mai multe detalii găsești în secțiunea descriere a acestui tutorial sau fixat în primul comentariu. De asemenea, draga mea urmăritoare, nu uita de giveaway-ul organizat pe canalul meu de YouTube, care are ca scop creșterea canalului de YouTube al fetiței mele, dascălu Beatrice. Mai multe detalii despre acest giveaway găsești în descriere sau fixat în comentariu. Atenție, acest giveaway are loc până vineri, 4 aprilie sau 3 aprilie, nu mai știu exact, 2020. Așa că grăbește-te, draga mea urmăritoare. Polimerizez la lampă gelul Paint Gel White de la Noblesse, după care urmează să folosesc Lime Green Paint Gel tot de la Noblesse pe un alt tips, bineînțeles, pentru că primul cu romantic este gata. Cu aceeași pensulă creez alte dure urme sau design. Polimerizez la lampă primul strat, apoi Yellow Sun Paint Gel tot de la Noblesse. Îl voi aplica peste gelul verde. Iată, smântână de pus pe pâine. Aceste geluri, draga mea urmăritoare, le poți compara foarte, foarte ușor și foarte bine cu empasta de la EMI. Să știi că eu am testat și funcționează foarte bine. Nu mi-a plăcut că nu se mai vedea verdele, așa că am mai aplicat un strat de verde și polimerizez la lampă, apoi voi aplica top mat și îl voi degresa. Da, draga mea, am testat și funcționează. Am amestecat aceste paint geluri de la Noblesse cu gelul Stone de la EMI și funcționează. Doar că o cutiuță sau un tubuleț de empasta are un preț
nu vi-l spun. Și aceste geluri paint de la Noblesse au un preț foarte ok, atât pot să spun. Intră pe site-ul Noblesse, folosește codul Ionela și puneți o comandă pentru aceste superbe geluri paint de la Noblesse. Cu același paint 3D White de la Noblesse, încep și scriu aici. Ce crezi că scriu? Summer, summer vibe. Am încercat în acest tutorial să te fac să te simți mai bine, draga mea urmăritoare, pentru că în aceste zile trăim momente mai puțin plăcute datorită acestui virus, coronavirus, așa că eu am vrut să îți aduc aminte de vară, de soare, de culori țipătoare și de puțină distracție, de ce nu. Așa că hai să punem vara pe tipsuri și în curând să ne ajute Dumnezeu și pe unghii. Draga mea urmăritoare, nu mă pot abține și vreau să-ți spun aici despre ce este vorba în giveaway-ul care este activ pe canalul meu de YouTube în această perioadă. Dacă îndeplinești toate regulile, care nu sunt foarte greu de îndeplinit și nu sunt multe la număr, poți câștiga acces la 3 cursuri de manichiură online gratuit de pe Patreon, unul fiind din nivelul de construcție, altul fiind din nivelul de întreținere și altul din nivelul diverse. Plus o oră gratuit cu mine în privat în care poți să mă întrebi tot ce vrei tu legat de unghiile tehnice, draga mea urmăritoare. Nu e așa că e tare? E super tare, spun eu, așa că dă fuguța în secțiunea comentarii sau descrierea acestui tutorial și vezi despre ce este vorba. Îți spun acum, repede, repejor, trebuie să distribui acel tutorial despre care este vorba, ai link în descriere sau fixat în comentariu, trebuie să te abonezi la canalul de YouTube al fetiței mele, dascălu Beatrice, să-i dai follow pe Instagram și să o urmărești pe pagina ei de Facebook. Iar ca să am și o dovadă că ai făcut toate astea, îmi trimiți mie un mesaj în privat pe Facebook sau Instagram cu numele dascălu Ionela Ana, în care îmi trimiți capturi de ecran cum că ai dat follow la YouTube, la Instagram și Facebook și ai distribuit acel tutorial. Simplu, nu? Extragerea va avea loc vineri la ora 20 live pe canalul meu. De YouTube, bineînțeles. Iată un alt gel, paint gel de la Noblesse, coral de data aceasta, care deși în tutorial pare roșu, să știi că nu este chiar atât de roșiatic și se combină foarte bine cu acest galben paint gel de la Noblesse. Să știi, draga mea urmăritoare, că sunt super mega mulțumite de aceste geluri și că au o consistență și o pigmentație superbă, superbă, superbă. Sunt foarte mulțumite de ele, nu am cuvinte, deci chiar nu mai știu ce să-ți spun și nu vreau să plusez deloc, nu vreau să ai impresia că vreau să te îndemn la ceva, dar chiar sunt magnifice și le ador din tot sufletul meu. Pictez de asemenea și aici cu același gel paint de la Noblesse White. Ce crezi că pictez aici? Ai noroc că ai văzut la începutul tutorialului. Pictez cuvântul love, love, love. Pentru că despre ce poate să fie vorba despre altceva decât despre love în timpul verii? Vară romantică plină de iubire, draga mea urmăritoare, să ai. Polimerizez la lampă aceste geluri paint aproximativ 1 minut la o lampă LED UV de 64W, dacă nu mă înșel, sau 48, scuze, am inversat cifrele, dar mă rog, în fine. La o lampă LED UV de 48W, aproximativ 1 minut. Însă dacă tu ai o lampă care consider că este mai slabă decât a mea, poți să ții și 2-3 minute pentru că este necesar.
gelurile fiind foarte pigmentate, trebuie să stea mai mult la lampă. Draga mea urmăritoare, dacă ți-a plăcut tutorialul meu, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, să apeși clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez ceva nou, să dai un like și share, de ce nu, m-ar ajuta cel mai mult să vadă cât mai multă lume tutorialul și să se aboneze de asemenea. Nu uita să zâmbești, pupici! Pupici, ai grijă de tine până data viitoare, draga mea urmăritoare, te pup, pupici!